Salut! Azi revin cu un nou videoclip de acasă, de la Kazan. În acest videoclip o să vă prezint cum facem țuică întoarsă, adică pălincă. Avem aici în câteva găleți și în butoaie vodcă mai veche. E undeva la 30 de grade, o să o grăduim ca să vedeți. Și prezentăm procedeul pentru a reuși să o aducem la o pălincă întoarsă. În primul rând, am adus vodka. O să pun aici găleata, sper să nu facem vreo minune. O să și grăduim ca să vedem câte grade are. În primul rând, o să dau un cadru mai aproape. Grăduim cu gradul mic. Haideți să vedeți, să dau mai aproape. Asta îi, uitați aici, în butoaie. Și aici haideți să vedem, să băgăm gradul. Gradul, nu folosesc gradul profesional, folosesc celălalt grad. Ea are 20 de grade, deci cât indică, atâta îi. Uitați să vedem. Uitați acolo, 30, undeva la 31 de grade. O băgăm în cazan. În cazan, în prealabil, am băgat două găleți, așa fac în fiecare an, bag două găleți de prune, dar doar gros. Am ținut într-un butoi, deci bag două găleți de gros, prune, după care băgăm vodka. Haideți să-l punem înapoi între piept. Punem și înapoi gradul, băgăm vodka în cazan. Am băgat amestecătorul, punem capacul, lipim, îi dăm foc. Mare atenție! Focul să fie foarte, foarte domol. Când facem lucrurile astea, să nu, ca la tescovine, nu-i dăm în gură la foc. Iar când începe să curgă, să ne avem un recipient, să avem un recipient mai mare și o grăduim la fiecare jumătate de găleată, o găleată grăduim. Până simțim că la pălincă o să se rupă dintr-o dată, să avem grijă să nu curgă apă sau acru. Iar atunci, dacă avem grade prea mare, undeva o să iasă la, eu zic că iasă la 60-63 de grade, o distilăm cu apă de izvor sau cu apă distilată. Deci îi scădem gradele, nici de cum cu apă din fântână sau de la robinet. După care o punem la păstrat, ori în damigen, ori în un butoaie de lemn, preferabil în butoaie de lemn, la care să avem grijă dacă îs butoaie noi, să nu o ține mult, pentru că o să o negrească. Acum asta e. Acum o să-i pun capacul, o să lipesc și o să revin înapoi când curge să grăduim și să vedem ce facem.
A început să curgă pălinca, curge de vreo oră. Focul e foarte, foarte domol, să aveți grijă să nu forțați focul. A curs deja în jur la 20 și ceva de litri, curge foarte tare. Ideea e că cum să procedăm, ne pregătim un recipient mai mare și când avem 5-6 litri în găleată, golim în recipient. Când facem țuică întoarsă, depinde de cât e cazanul, dar după la un moment dat o să curgă dintr-o dată slabă, ca și apa. Și pentru a evita lucrul ăsta, ne ținem un recipient mare în care tot golim și o grădălim. Acum, ca să vedeți aici, folosesc iaia să îi rece. Deci cât arată gradul atâta lui, e gradat de la 40 la 70. Uitați, normal e exact la 70 de grade. Deci să vă faceți o idee, cât a curs acum, până acum are 70 de grade. O mai lăsăm să curgă. Tot când avem 3-4 litri, golim în recipient și gustăm, grădălim și în găleată. Ideea că în găleată va curge tot tare, dar dintr-o dată se va rupe firul. Și de aia zic, să fim atenți, mai gustăm din când în când, să nu curgă ca apa sau acru. La urmă, dacă gradele sunt prea mare, ca să le coborâm jos, folosim apă distilată sau apă de izvor. Mare atenție să nu folosim apă de la robinet sau alte apă cu impurități, pentru că o stricăm. Cel mai important aspect la când facem țuică întoarsă e focul. Deci mare grijă, focul să meargă foarte slab, să curgă rece. Uitați, cazanul e lipit, închide ermetic. Aici vă mai arăt odată golirea, pentru că am fost întrebat unde e golirea. Golirea e cum stai bufața la el pe partea dreaptă, îi punem acest vălău, acolo e groapa și îi dăm drumul de la robinetul de inox de 3 țoli și pe partea asta e umplerea. Deci încă o dată, când vrem să facem țuică întoarsă, o băgăm în cazan, țuica sau vodka. Vodka eu mai bag și două gălezi de prune groase alese, borhot, pentru aromă mai mult. O lăsăm să curgă. O punem toată într-un recipient mai mare, într-un vas, o grădălim, iar la urmă gradele le scădem, dacă e cazul, cu apă distilată sau cu apă de izvor. Cam asta a fost despre cum facem țuica întoarse, pălinca. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi video. Vă mulțumim!